Mă numesc Mara Forțu și în anul 2005 am plecat cu o bursă de doctorat în Lisabona. Am susținut doctoratul în muzică religioasă și m-am întors în țară în 2013. Între timp m-am căsătorit cu un cetățean portughez, coleg cu mine la facultate, și din această relație au rezultat doi copii, Joachim și Ana. Și din cauza vieții grele din Portugalia pe care am avut-o cu soțul meu și cu posibilitățile care mi le-a oferit această țară, m-am reîntors în România în anul 2013 cu acordul tatălui. A venit și el aici. Am hotărât să punem pentru moment să facem o pauză în relația noastră, care era dominată de multe suspiciuni legate de imoralitatea soțului și de criza financiară și de negăsirea unui loc de muncă stabil ca româncă în această țară. El, de asemenea, a fost bursier al facultății. Avea o bursă foarte mică și nu muncea, nu avea niciun serviciu, refuza să muncească, nu avea nici casă, trăiam la tatăl lui, într-un apartament cu 3 camere, și era tot timpul plecat de acasă, la concerte, distras de tot felul, care mai dubioase, de muzică rock și așa mai departe, în care, din cauza acestor motive, în anul 2013, când m-am întors în țară cu copiii, am hotărât, de fapt, să punem punct într-un mod elegant acestei relații. Am înțeles, ne-am întors în țară, am asemnat toate actele care erau necesare ca cei doi copii ai noștri să fie repatriați în România. Am făcut pașapoarte cu domiciliul în Vaslui și nu pașaport cu cetățean român cu domiciliul în străinătate. Am făcut transcrierea certificatelor de naștere în statul românesc, în statul nostru, și domiciliul în Bârlad și cetățenia română a fost obținută tot în acest an, 2013, cu acordul tatălui și cu semnăturile lui. Bineînțeles că nu am reușit să ajungem la un comun acord în acești ani în care el ne-a vizitat în România, ne-a vizitat și de Crăciunul din anul 2013 și de Crăciunul din anul 2014, și așa s-a produs ruptura. A dat el divorț în Portugalia în martie 2015. Divorțul s-a considerat necompetent teritorial pentru că noi aveam domiciliile în România din 2013, eu și copiii. Am dat eu divorț în august 2015, aici în Bârlad, și după ce a primit acțiunea de divorț în Portugalia în septembrie sau octombrie 2015, el a pus imediat, a intentat acest proces odios de răpire internațională de copii, tocmai ca să îmi oprească procesul de divorț care eu îl intentasem în România. Acest proces de răpire internațională de copii se judecă într-un mod mai diferit, mai special, pentru că este o convenție de la Haga din 1980, la care au aderat doar anumite state. Statul nostru, mi se pare că a aderat prin anul 1990, după Revoluție. Și această convenție de la Haga, după care s-a judecat procesul de răpire internațională de copii, a fost total încălcată, pentru că existau foarte multe probe la dosar în care această cerere, această acțiune a lui de răpire internațională de copii să fie respinsă. Însă, dintre anumite motive, și rămâne ca presa să descopere care sunt motivele acestei încălcări flagrante a Convenției de la Haga,
pentru că, în primul rând, s-a fost încărcat articolul 3 al Convenției de la Haga, prin care nu se poate judeca, deci nu este competent teritorial statul român, dacă, decât pentru copii care își au reședința obișnuită, domiciliul, în alt stat contractant, altul decât România. În cazul nostru, domiciliul copiilor era în România. Deodată trebuia Tribunalul București să se declare necompetent teritorial, nu putea să soluționeze acest proces de răpire, pentru că domiciliile au fost stabilite în 2013 în România cu acordul tatălui. A fost dată ca probă semnătura expresă a tatălui cu domiciliul în Vaslui, în care își exprimă acordul ca copiii să aibă domiciliul în Vaslui. Un alt articol încărcat de Convenția de la Haga este articolul 12, prin care trebuia să se judece în sensul că acești copii sunt în țară de 3 ani jumătate, din august 2013 până în august 2016 sau până în prezent, sunt mai bine de 3 ani. În cazul acesta, copiii s-au adaptat perfect condițiilor de viață de aici. Nu mai vorbesc portugheza, sunt aici în țară, înscriși la școli, la grădinițe, urmează de al patrulea an succesiv școlar la noi în țară. Deci, în interesul superior al copiilor, nu este acum să se întoarcă în Portugalia, mai ales la mijlocul anului școlar. Acolo, faptul că, pentru că copiii s-au adaptat deja, din acest motiv, chiar parchetul Tribunalului București a înaintat și el recurs. S-a autosesizat și a înaintat și el recurs. Problema este că la recurs sentința a rămas aceeași. Am crezut în corectitudinea justiției românești, am crezut că judecătorii români vor aplica corect legea și nu au aplicat-o. Ba din contră, mi-a spus doamna judecător Stegaru Georgeta de la tribunalul, de la Curtea de Apel din București, așa: să știți, doamnă, că aveți dreptate. Așa este. Copiii sunt de 4 ani în țară. Au domiciliile stabilite în România cu acordul tatălui. Dar noi o să facem tot ce putem. Dar să știți că puterea noastră este limitată. Vreau să atrag atenția presei. De ce într-o țară europeană sunt copii români furați cu acte și sunt furați cu acte în mod legal, spun ei, deși s-au încălcat, n-au putut aplica corect articolele de la Haga. Vreau să trag atenția presei și vreau să trag atenția lumii întregi că a fost încălcată această convenție de însă judecătorii români, care ne-au spus în față că noi nu avem nicio putere. Cum este posibil ca o mamă, în cazul meu, cu servici pe perioadă nedeterminată, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată aici în țară, cu casă, cu o anchetă socială atât de bună în care se relevă foarte clar faptul că acești copii sunt adaptați aici, cum este posibil ca un judecător român să dea copiii unui tată care nu are servici, nu are loc de muncă, nu are casă, nu are propria casă, este tot timpul plecat, ba încă mai mult, există și grave suspiciuni de imoralitate, pe care, ca profesoară, aș vrea să evit să le spun, deși le-am mai pomenit în presă, la mai multe rânduri. Ce se urmărește? Ce se urmărește cu acești copii care, prin răpirile internaționale de copii, acești copii să ajungă pe mâna unor părinți neisprăviți? De ce 65-70% din cazurile de răpire internațională se soluționează în favoarea cetățeanului străin? Deși acesta sunt toate dovezile că acel cetățean străin nu merită acești copii, totuși, justiția română dă pe mâna acestor, tați copiii noștri. De ce? Se urmărește să se ajungă cumva în plasament? Se urmărește ca acești copii să fie instituționalizați de alte state? Ce se urmărește, de fapt? Venderea propriilor noștri copii pentru alte interese? Ce interese sunt la mijloc în această țară românească, în care avem atâtea valori și atâtea tradiții românești? Ce se urmărește cu acești copii?
Să fie oare acești copii ținta rețelelor de pedofilie și de homosexualitate din plasamentele din Uniunea Europeană? Să fie ținta reeducării sexuale a acestor copii? Să fie ei, nu știu, nu pot să înțeleg de ce justiția română nu a aplicat această convenție. Nu pot să înțeleg și nu am crezut că nici la recurs se vor trece peste niște probe atât de evidente, în care acești copii aveau toate probele, toate motivele din lume ca să rămână cu mine aici în România și au toate motivele din lume ca să nu ajungă pe mâna acestui tată și să nu ajungă mai ales în Portugalia, ei fiind cetățeni români. Atrag încă o dată atenția. Nu degeaba am venit în România în 2013 și am hotărât să dau divorț aici în România. Pentru că în Portugalia, în momentul când am vrut să dau divorț în 2013, un avocat portughez care era convertit la ortodoxism și venea la comunitatea românească din Lisabona și era ortodox, m-a sfătuit și mi-a spus-o, m-a avertizat într-un mod pe care pe mine m-a speriat. Mi-a spus așa: te rog să te duci în țara ta și să dai divorț de acolo, pentru că aici faptul că ești româncă și că nu ai o stabilitate financiară, economică, soțul la fel, riști ca acești copii ai tăi, copilași ai tăi, care sunt frumoși, blonzi, nu sunt ca portughezii, sunt blonzi, sunt diferiți, acești copii riscă să fie luați de protecția copiilor și acum în Europa protecția copiilor este una din cele mai corupte instituții, pentru că vânează copiii de imigranți care sunt în străinătate pentru a fi pe urmă luați în plasament de cuplurile de homosexuali și rețelele de pedofilie. Mi-a spus acest lucru în 2013, când nu apăruse cazul Botnariu, nu apăruse cazul lui Florin Barbu, în care copiii au fost luați de plasament în Anglia și au fost dați la cupluri de homosexuali. Nu era cazul Cameliei Smicală, în aceeași situație, doctorița din Suedia. Nu, deci abia după aceea a apărut acest caz mediatic. Iar eu am știut lucrul acesta din 2013, când nu era nimic în presă, deși se știa și lumea deja era atenționată, deci s-a văzut că era ceva la mijloc. Acesta a fost motivul pentru care am venit în țară. Practic am fugit aici în țară și am crezut că voi fi protejată și apărată. Însă justiția românească m-a trădat și mă obligă acum să mă întorc în țară, acolo. Deci nu este posibil ca eu acum să am o sentință definitivă într-un caz atât de grav. Eu ce pot să fac acum în Portugalia? Eu am pierdut deja legătura cu această țară. Nu mai am nici servicii, nu am casă. Sunt într-un divorț. Eu nu pot acum să mă duc să locuiesc la reședința la care mă obligă statul român să locuiesc, la reședința tatălui cu copii. Eu sunt în divorț. Eu nu pot să fac asta. Asta ar însemna, dacă plec acolo, copiii, practic, deși nu suntem încă separați, divorțați, copiii automat să ajungă singuri la reședința tatălui. Deci, trag atenția justiției române și tuturor autorităților să facă toate demersurile necesare pentru rezolvarea acestor situații grave și nedrepte în care se află mii de românce care își pierd copiii pentru niște neisprăviți. Și cred că statul român are un cuvânt de spus, poate avea un cuvânt de spus, lașitatea politicienilor, lașitatea justiției, lașitatea tuturor autorităților va duce automat la faptul că poate și lor, la rândul lor, le vor fi furați copiii și vânduți în străinătate. Dacă nimeni nu ia atitudine față de această situație, vom fi cu toții vânduți și pur și simplu trebuie cineva să se implice mult mai profund. Nu este de ajuns, nu este de ajuns cât s-a făcut. Nu este de ajuns ca atâția copii români, 75% din cazuri, sunt mii de procese de răpire pe an depuse și toate se soluționează în favoarea străinilor. Iar acele românce nu au plecat de bine de acolo, ele au fugit practic, au fugit.
Mulți nici nu reușesc să fugă. Le sunt luați copiii în plasament înainte de a fugi. Eu am reușit. Am reușit. Acum 3 ani am reușit acest lucru. Am cerut ajutorul la mai mulți avocați. Nimeni nu are curaj să mă ajute. Toți avocații mi-au spus, este un caz greu, este politic, este o sentință politică, este ceva în care nu vreau să mă bag. Dumneavoastră vreți să mediatizați cazul, eu nu vreau să mă bag. Îl felicit pe domnul Vasile Tonița, cu care astăzi m-am întâlnit întâmplător pe strada unde locuiesc, pentru că a avut curajul și m-a ajutat și cu ajutorul dumnealui am realizat acest interviu în speranța că opinia publică se va sesiza și că voi găsi o mână de ajutor pe viitor pentru a salva cei 2 copii ai mei, Ioachim și Ana. Am înțeles acest strigăt dureros a acestei femei care cutremură pe toată lumea și ca tată și bunic n-am putut să rămân indiferent și să trec pentru o situație așa de dificilă și așa de cu tremurătoare, să nu îi ascult durerea, să nu îi ascult întâmplarea, să nu îi ascult povestea. Deși este dureroasă, dar ca cetățean, și mai ales că locuim și în același oraș, mi-aș dori prin avocat, pe cale juridică cu autoritățile, să ne implicăm și să o sprijinim. Pentru că nu este normal ca după 3 ani de când este în România, ca copiii să ajungă în străinătate, să ajungă în alte locuri unde ar duce lipsă de educație. Și noi avem și programul partidului, noi milităm pentru familia creștină, deci căsătoria între bărbat și femeie. Familia fiind celula de bază a societății, numai așa noi avem convingerile că tradițiile și obiceiurile noastre vor fi duse mai departe. Noi dacă nu vom acționa, nu vom interveni la timp, vom da răspuns înaintea lui Dumnezeu și a moșilor și strămoșilor noștri care au luptat pentru orice palmă de pământ, pentru îndrăgirea familiei. Știți că copiii, dacă vă mai amintiți, cei care suntem mai în vârstă, își făceau case lângă, sau locuința lângă casa părintească. Tot ca să fie împreună și părinții își doreau întotdeauna ca copiii să fie lângă ei.